În ultimele zile, polițiștii biroului arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorilor de caz, au pus în aplicare 4 percheziții domiciliare în municipiul Caracal și în comunele Osica de Sus și Mărunței, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale unde existau suspiciuni rezonabile că se comercializează ilegal articole pirotehnice. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au descoperit 47.723 de obiecte cu conținut pirotehnic de diferite categorii, ce cântăresc aproximativ 800 de kilograme și valorează aproximativ 22.000 de lei. Întreaga cantitate a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă. De la demararea acțiunii Foc de Artificii, polițiștii din Olt au confiscat peste o tonă de articole pirotehnice. Acțiunea va continua pe toată perioada sărbătorilor. Persoanele descoperite că desfășoară astfel de activități riscă sancțiuni aspre și chiar dosar penal.